Да. Florile astea le-ai cumpărat sau le-ai luat din vreo curte? Mă jigniți. Le-am cumpărat de la florărie, 7 lei firul. 3 lei? Da, da, mie mi le-a dat cu 7. Că i-am spus florăresei să mi le aleagă pe cele mai frumoase. Pentru o domnișoară, așa cum sunteți dumneavoastră. Și cum sunt eu? Sunt... Aveți... Sunteți așa... ca o icoană. Eu? Și așa să uit omul la icoană? Înseamnă că n-ai văzut icoană în viața ta. Ești de la țară? Da. Da, dar m-am mutat cu serviciul aici. Și acolo la voi la țară, când îți plăcea o fată, cum îi spuneai? Acolo nu mi-a plăcut niciuna, așa ca dumneavoastră. Totuși, dacă îmi plăcea vreuna cât de cât, îi spuneam că e așa ca o icoană și că aș vrea să o cunosc cât mai aproape de adevăr, știți? Cum se învață, ca să nu ne înșelăm. Aha, și vrei să mă cunoști pe mine cât mai aproape de adevăr? Mi-ai adus câteva flori și vrei să afli adevărul? Dar v-am adus și bomboane fine de ciocolată, cu pisici. Și încă ceva. Mărgele. Drăguțe, nu? Mărgele de 12 lei. Știți și dumneavoastră că gestul contează. Da, contează. Păi... Mă, și ce vrei tu? Ia spune repede ca să știu cu cine stau de vorbă. Ai fi vreun host de la care vine ziua să știe ce-i fură noaptea. Buletin ai? Da. Dacă tu ții să mă cunoști, să te cunosc și eu. Ce salariu de bazar? Am salariu. Data mie mi-a picat o moștenire, știți? Și de-aia la mine nu contează banul. Aș da oricât să vă văd fără jacheta asta, care vă ascunde talia. Mă, tu ai auzit de striptease. Cât dai? Ia mâna! Șt, nebun, obrazicule, faci pe detectivul cu mine? Ce detectiv? Ieși, dar de ce ieși așa dintr-o dată? Ieși, dar eu sunt ieși. Un...